episcop vrednic, păstorindu-ți cu iubire turma ție încredințată, să o duci la mântuire. Ai fost tare în fața privit-o drept în față, nu ți-a fost de dânsa frică de suflarea ei de gheață. Cer martirii cântă, imnuri sfinte de sărbare, căci în ceata lor aleasă, triumfal îți faci intrare. Ești primit cu ați lua răsplata de la tronul cerului veșnic, de la Maica prea curată. Sluga credincioasă, care a fost fidelă în toate, care și-a păstrat credința în dureri nenumărate, nu și-a ponegrit cine cruntai suferință, ce-a sperat mereu în Domnul, mâna vieții biruință. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi și cu Dumnezeu.
acesta este cu adevărat martirul care și-a vărsat sângele pentru numele lui Hristos. De amenințările judecătorilor nu s-a temut și a ajuns în împărăția cerească. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite în zile voastre, părinți profesori, părinți paroch, părinți oaspeți, stimate autorități, dragi invitați, dragi iubiți seminariști, persoane consacrate, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. În această zi, în această seară, stăm în jurul celui care și-a dat viața pentru noi. Așa cum stăm în jurul lui Iisus, pe care l-a avut drept model. Stăm în jurul păstorului nostru și îl preamărim pe Dumnezeu pentru că ni l-a oferit. Și mulțumim Preacuratei Fecioare Maria pentru că l-a ocrotit. Și prin el ne-a ocrotit poporul nostru. Și îl rugăm pe episcopul nostru, martir, fericitul Anton, să ne stea alături. Să fie mereu pentru noi o ploaie de daruri, haruri. Nu trebuie să ne preocupe ploaia care ne însoțește, ci din contra, trebuie să ne vorbească despre ceea ce noi avem nevoie. Pământul are nevoie. Sufletul nostru are nevoie de ploaia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Pentru a celebra cu vrednicie această sfântă liturghie solemnă în cinste Episcopului nostru martir fericitul Anton, pentru a asculta cuvintele sfinte, pentru a arăta cinstea și prețuirea noastră, îi cerem acum iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, ca din inimi curate să aducem pe altar lauda și rugăciunile noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiune. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Fericitul episcop Martir Anton, i-ai dăruit bisericii tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă. Dă-ne prin mijlocirea lui ca mărturisind aceeași credință, să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care nu l-a cruțat pe propriul său fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu el? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine ne va condamna? Hristos, care a murit,
dar mai mult a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau persecuția sau foametea sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia? După cum este scris, pentru tine suntem dați la moarte toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere. Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului. În mâinile tale, Doamne, îmi încredințe sufletul. În mâinile tale, Doamne, îmi încredințe sufletul. Fii pentru mine o stâncă de scăpare, o cetate întărită ca să mă mântuiești. Tu ești stânca mea, cetatea mea, pentru numele Tău condu-mă și călăuzește-mă. Ale-mi încredințez sufletul, Tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. Mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea Ta, căci ai privit la umilința mea. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urăsc. Fă să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău, mântuiește-mă în îndurarea Ta.
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înainte de voi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce îi este propriu, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, pentru aceasta vă urăște lumea. Amintiți-vă cuvântul pe care vi l-am spus: nu este sclavul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu, pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis. Cuvântul Domnului. Preamărit să fii, Doamne, prin fericitul nostru episcop martir Anton. Ca sfințite țile voastre, arhiepiscopi, diaconi, stimați parlamentari, stimate directoare ale radioului și televiziunii și lucrătorii mass media, dragi și iubiți seminariști, persoane consacrate, iubiți credincioși prezenți și iubiți credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului și prin Radio Maria. Răsună și acum în urechile noastre cuvintele cardinalului Angelo Amato, care la 17 mai a dat citire scrisorii apostolice a Sfântului Părinte Papa Francisc, cu cea mai frumoasă veste și cea mai importantă decizie, în care biserica noastră locală și întregul nostru popor primeau un nou dar din partea cerului, un nou fericit. Fericitul episcop martir Anton Durcovici. Ne bucurăm să reauzim în această seară, când celebrăm prima zi de sărbătoare în cinstea sa, 10 decembrie, acele minunate cuvinte. Împlinind cererile fratelui nostru, episcop de Iași, ale multor altor frați într-un episcopat, precum și ale multor credincioși, după ce a fost consultată congregația pentru cauzele sfinților, noi, cu autoritatea noastră apostolică, aprobăm ca venerabilul slujitor al lui Dumnezeu Anton Durcovici, episcop de Iași și martir, păstor neobosit, apostol al adorației eucaristice și martor eroic al comuniunii cu scaunul lui Petru, de acum înainte să fie numit cu titlul de fericit, iar sărbătoarea lui să poată fi celebrată în fiecare an, în ziua 10 a lunii decembrie, zi în care s-a născut pentru cer. Miile de credincioși din întreaga dioceză și din întreaga țară, strânși în jurul păstorilor lor și în prezența nenumăraților invitați din țară și din străinătate, episcopi și distinse autorități
adunați în marea arena stadionului din Iași, transformată pentru acele clipe într-o catedrală fără ziduri, au trezaltat de bucurie și s-au unit cu corurile prezente la sărbătoare, cântând amin, amin, aleluia, și proclamând imnul nou de preamărire și cinstire îndreptat spre ceruri și spre noul fericit. Moment de neuitat. Lecturile pe care le-am proclamat la această sfântă liturghie ilustrează figura slujitorului credincios care, plin de iubire, și-a oferit întreaga viață pentru a-L preamări pe Dumnezeu, Cel care l-a înzestrat cu un adevărat suflet generos, gata de a da mărturie în toate despre El și de a invita și pe alții pentru această slujire fără rezerve. Nimic, chiar nimic, nu l-a putut despărți de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Domnul nostru, așa cum ne învață apostolul neamurilor și așa cum a făcut-o El, învățătorul și maestru, Hristos. Cel care îl cunoaște cu adevărat pe Hristos știe ce a făcut El pentru oameni și știe că un ucenic fidel nu poate fi mai mare decât stăpânul său și nu poate avea o altă viață și nu poate merge pe un alt drum, cum ne învață astăzi Sfântul Evanghelist Ioan, decât pe drumul lui Hristos, chiar și prin jertfă, prin moarte. Suntem fericiți astăzi toți cei care am auzit despre El, iar cei care L-au întâlnit pe episcopul Anton și au trăit în preajma sa, au putut descoperi fidelitatea sa față de Iisus, marele preot, care L-a chemat la o așa de mare demnitate și care L-a trimis la frații săi, la elevi, studenți, seminariști, preoți și credincioși din țara noastră, venind din Bad Deutsch-Altenburg, din Austria. Toți au dat mărturie despre exemplul său și toți au văzut în el adevăratul păstor care nu a pregetat să-și ofere totul și să-și dea viața pentru toți, așa cum a știut să o facă Păstorul cel bun Iisus. Dar cred că cea mai frumoasă și adevărată caracterizare a știut să o facă Sfântul Părinte Papa Francisc, care, analizând întregul dosar asupra vieții sale și a iubirii și sacrificiului său, a scris în scrisoarea sa apostolică: Păstor neobosit, apostol al adorației eucaristice și martor eroic al comuniunii cu scaunul lui Petru. Pentru aceasta a trăit, pentru aceasta a suferit și a murit. Și așa rămâne în memoria noastră. Cuvinte scurte, dar care ilustrează atât de clar profilul său spiritual, care l-a animat până la sfârșit și cu care rămâne pentru noi toți, nu numai un protector, ci un exemplu strălucit pe drumul nostru de credință. Ne-am bucurat și nu putem uita minunatele cuvinte ale cardinalului Angelo Amato, prefect, din cadrul liturghiei de beatificare. Reamintim, prin beatificarea episcopului Anton Durcovici se aprinde încă o stea pe golta cerească a martirilor, care se adaugă celorlalți episcopi, preoți și laici români. El a urcat asemenea lui Hristos calvarul pentru a fi răstignit și pentru a fi primit de către cel înviat în bucuria veșnică a Ierusalimului ceresc. Aceste cuvinte, alături de cele ale Papei Francisc, îl caracterizează cu adevărat și ne prezintă pe scurt figura sa impresionantă, deschisă față de toți, nu numai cei pe care îi ajuta să ajungă preoți, ci și pentru cei care erau dornici să-L descopere pe Mântuitorul și să se bucure de învățăturile și lumina Lui, ca și pe cei săraci și marginalizați, pe cei în suferință și nedreptăți. La portretul său spiritual, care își împlinea misiunea de păstor și educator, cardinalul Amato a ținut să adauge câteva date
se-l caracteriza ca un om pașnic și răbdător, angajat numai pentru cauza înfrățirii între oameni. Fericitul Anton, spunea atunci cardinalul, nu avea dușmani. Nu era implicat în politică. Considerându-i pe toți frați, cuvântul său era în mod esențial evanghelic. Martorii afirmă că el trăia și vorbea în persoana Cristi, în însăși persoana lui Hristos. De asemenea, își aducea foarte bine aminte de cuvântul lui Iisus din Evanghelia proclamată astăzi. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dar curaj, vor trece și aceste clipe grele și va veni fericire și pentru poporul atât de mult încercat. Tocmai de aceea, când a venit clipa încercării, s-a dovedit a fi puternic și generos. Era susținut de cuvintele Sfântului Apostol Paul, care au fost proclamate la liturghia de astăzi. Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau persecuția sau foamea sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia? Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Din scrisoarea către Romani. Preasfințite Sfințiile voastre, dragi părinți, profesori, dragi seminariști, dragi frați și surori, dragi credincioși, Dumnezeu și-a îndreptat privirea spre noi în acele timpuri grele de încercări și suferințe, orânduind ca să avem un asemenea păstor, umil, evlavios, dar și hotărât și plin de curaj în a apăra credința și unitatea Bisericii și a poporului credincios din Moldova și din întreaga țară. Jertfa lui, bazată pe o profundă credință, pe o totală încredere în Hristos, prezent în mijlocul nostru în taina Eucaristiei și mai ales prin devoțiunea filială față de Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, pe care nu înceta să o cinstească și să o roage pentru noi, a fost primită de Domnul și recunoscută de Biserică prin glasul păstorului suprem, Papa Francesc. Imaginea sa, trăirea sa mistică, curajul său neînfrânt rămând pentru noi comoara și darul cel mai mare de care ne-am bucurat pe 17 mai anul acesta, când a fost învrednicit și onorat cu titlul și coroana martirului, pe care astăzi, în această zi de sărbătoare oficială, după calendarul nostru bisericesc, o trăim și o prețuim cu toată recunoștința și cu toată iubirea noastră de credincioși fideli și fii predilecți ai fericitului nostru episcop martir Anton. Onorați cu acest dar ceresc, astăzi celebrăm prima sărbătoare dedicată păstorului nostru cu o întreită dorință și cu o mare bucurie, însoțită de picăturile de ploaie care vin peste noi. Mai întâi, îndreptăm spre ceruri un imn de preamărire a lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, prin cuvintele premergătoare Evangheliei proclamate după Sfântul Ioan. Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm. Pe Tine, Doamne, Te mărturisim. Pe Tine Te laudă ceata strălucită a martirilor. În al doilea rând, ne îndreptăm cu recunoștință către Maica Domnului, e aici prezentă. Licva episcopului nostru se află la picioarele sale, mama noastră iubitoare, pe care a iubit-o și în care a crezut așa de mult, și căreia ne-a încredințat pe toți în acele momente grele de persecuție și mari suferințe pentru poporul credincios, spunând: Îți mulțumim ție, Maică Preasfântă, care ne-ai oferit în episcopul Anton un adevărat cinstitor al Tău, care ne-a ocrotit și a apărat cu prețul vieții sale și cu prețul vieții tale și continuă să o facă El acum,
din cer. Al treilea rog. Îi aducem astăzi într-un chip deosebit cinstirea, prețuirea și mulțumirea noastră comună, a noastră, a celor prezenți. O mulțumire adusă vrednicului episcop, păstor și martir pentru exemplu dat, pentru jertfa adusă de bunăvoie pe altarul țării noastre, ca un miel nevinovat, dus la înjunghiere și pentru testamentul său, pe care îl avem aici ca principală relicvă, darul său pentru noi, ca o lecție continuă și un mandat pentru toată viața noastră de credință, garanție adevăratei fericiri. Nu vom uita niciodată iubirea sa și vom repeta tuturor generațiilor ceea ce ne-a învățat și lăsat el când a scris pe stema sa și a proclamat de atâtea ori: fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domn. De aceea, cu toții împreună, astăzi, ne îndreptăm spre cer, celebrând jertfa Sfintei Liturghii, acte supremă laudă și mulțumire, spunând: preamărit să fii, Doamne, în veci de veci, prin Sfinții Tăi și prin noul fericit Anton, mărturisitorul și martirul Tău și ocrotitorul nostru. Amin. Aducându-ne mereu aminte de ceea ce El ne-a învățat și ne-a transmis de credința noastră, astăzi, în sărbătoarea Lui și sărbătoarea noastră, reînnoim această credință spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul cu Cel, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatului, aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Fraților preiubiți, cu inimi pline de bucurie și recunoștință, să înălțăm rugăciunea noastră către Tatăl Ceresc, pentru ca mărturia eroică a fericitului Anton Durcovici să devină pentru noi toți izvor de reînnoire în credință și iubire. Dumnezeule, Părinte iubitor de oameni, ajută cu harul Tău pe Sfântul Părinte, Papa Francisc, și pe Episcopul nostru Petru și pe Episcopul Aurel, pentru ca, urmând exemplul fericitului Anton, să mărturisească Evanghelia Mântuirii prin dăruirea lor totală față de poporul credincios. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca sacrificiul celor persecutați din cauza credinței să conducă la convertirea persecutorilor și la reconcilierea profundă a inimilor. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea fericitului Anton,
Dăruiește familiilor creștine harul de a fi dispuse să-și mărturisească credința cu prețul oricărei jertfe. Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește-i pe copii și tineri și ajută-i să afle în creștinii adulți modele autentice de iubire a lui Dumnezeu și de slujire a aproapelui. Te rugăm, ascultă-ne! Vino în ajutorul celor care suferă în trup sau în spirit și arată-le puterea vindecătoare a harului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca prin faptele noastre de fiecare zi, viața noastră să devină o jertfă plăcută în fața Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru rugăciunile fericitului Anton, primește pe răposații noștri în pacea împărăției Tale cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, tăria celor care se încred în Tine, Te rugăm, ascultă rugăciunea pe care această familie ți-o înalță prin mijlocirea episcopului martir Anton și fă ca sămânța sângelui său să rodească în noi iubirea față de numele Tău Sfânt și față de frați. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule preandurător, revarsă binecuvântarea ta asupra acestor daruri și întărește-ne în credința pe care fericitul Anton a apărat-o cu prețul sângelui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci fericitul martir Anton, după exemplul lui Hristos, și-a jertfit viața pentru mărturisirea numelui Tău, și ne-a dovedit în chip strălucit puterea ta minunată, pentru că pe cel slab tu îl conduci la virtutea desăvârșită, iar pe cel lipsit de putere l-a ajuns să fie statonic în mărturisirea credinței. De aceea, împreună cu puterile cere, te preamărim și noi de pe pământ și înălțăm imul de laudă al maestății tale, cântând cu bucurie. Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu mirință să sfințești cu Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu,
al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere de morți și înălțare la cer și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, primește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne crănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt, să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu Preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Anton Dulcovici și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francesc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-a Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată, tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liber de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Dominus Dei, quitolis peccata mundi. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri în slava Domnului. Dar spune numele cuvânt.
să mă ascultați.
Să ne rugăm, întăriți cu Sfintele Taine, te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita minunata statornicia fericitului Anton, ca astfel să ne învrednicim a dobândi răsplata veșnică a celor îndelung răbdători, prin Hristos Domnul nostru. Dragi credincioși, procesiunea prevăzută afară o vom face aici în interior, pentru că e ploaie. Asta înseamnă că începem și 17 mai vom face ceea ce astăzi n-am putut, cu mare solemnitate, dar noi o facem totuși aici, așa ca ea să fie un simbol pentru cinstirea noastră față de episcopul nostru martir, fericitul Anton. Sigur că o vom face aici, în catedrală, corul ne va însoți și vom proceda apoi la binecuvântarea finală, care sigur vom încheia această sărbătoare. Vă mulțumim pentru că ați venit să luați parte și vă invităm acum să vă uniți cu noi în a face această procesiune aici, în cadrul bisericii noastre. Vom merge în jur, vom veni aici sigur înapoi, în cadrul acestui spațiu, pentru altar și apoi vom merge la sfârșit în capela pe care noi am pregătit-o pentru ca el să fie cinstit și venerat. Martirii se înveșmântă, azi cu haina lor cea sfântă, cântă imn de bucurie, pentru Anton făclie vie. Frânt prigoana cruntă, de aceea azi la nuntă, intră ca Iisus să-i pună a martirilor cu
veghezi cu mare grijă peste noi din cer Antoane, păstori în și mai departe, turma diecezei noastre. Martirii se-nveșmântă azi cu haina lor cea sfântă, cântă imn de bucurie pentru Anton Făclie. Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, care ne cheamă să fim împreună într-o singură biserică și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul Tău. Ziua de astăzi va străluci cu bucurie pentru noi, iar bucuria noastră este îndreptățită, deoarece îl premărim pe Domnul prin alesul său, fericitul Anton Durcovici. În această zi vrem să binecuvântăm această capelă care va adăposti relicvele episcopului nostru fericit pentru a fi venerate de toți credincioși. Această capelă și aceste relicve ne amintesc, în primul rând, că Iisus Hristos este chipul vizibil al Dumnezeului nevăzut. Fiul veșnic al Tatălui care a coborât în sânul Fecioarei este semnul lui Dumnezeu, Tatăl pe pământ. Că cel a spus, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Fericitul Anton, care a fost pe pământ un alter Christus, l-a slujit pe Iisus în preoție și l-a urmat prin martiriu. Cinstind așadar relicvele sale și rugându-ne în această capelă să ne ridicăm ochii spre Hristos, care împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt domnește în veci de veci. Amin. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Văzând mulțimile, Iisus s-a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat pe el discipolii săi și, deschizându-și gura, îi învăța zicând, fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire.
Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și mințind vor spune tot ce e rău împotriva voastră din cauza mea. Bucurați-vă și veseliți-vă, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster, Tatăl nostru, Christe in cer, Fia ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie! Cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericite Episcop Martir Anton, roagă-te! Să ne rugăm! Ne preamărim, Doamne, pentru că L-ai trimis în lume pe Fiul Tău, Iisus, începutul și sfârșitul la toată sfințenia. El a trimis asupra Bisericii pe Duhul Sfânt Mângăietorul, glasul ce învață tainele sfințeniei, focul ce aprinde inimile credincioșilor de iubire, sămânța divină ce face să crească roadele îmbelșugate ale Harului. Așadar, Te slăvim astăzi, Doamne, pentru că L-ai copleșit cu darurile aceluiași Duh pe fericitul Anton Durcovici, spre a cărui cinstire credincioșii Tăi a dorit să amenajeze această capelă. Te rugăm ca ei, mergând pe urmele Domnului și luând de exemplu fericitului Anton, să ajungă la starea omului desăvârșit. Te rugăm așadar să binecuvântezi cu harul Tău această capelă și toți cei ce se vor ruga în fața acestor relicve să primească belșug de har și binecuvântare prin milocirea fericitului martir Anton. Toți credincioșii Tăi, purtând zi de zi crucea Domnului, să se străduiască, să împlinească slujirea Ta și a fraților, îndeplinindu-și misiunea în cetatea pământească, să o umple de Duhul lui Hristos și să-și înalțe ochii spre locuința cerească în care Tu, Tată, îi vei primi să domnească împreună cu Fiul Tău toți vecii vecilor. Amin. Înțelepciunea Sfinților să o povestească popoarele și laudele lor să le vestească biserica. Amin. În timp ce corul cântă, mergem în procesiune spre altar. Thank you.
sfințile voastre, părinți concelebranți, aici părinți diaconi, seminariști, stimate autorități, dragi invitați, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, vă rog să nu luați loc o clipă pentru a ne exprima împreună bucuria acestei zile pe care am așteptat-o și care credem că este plină de daruri, de daruri cerești. Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și sigur a fericitului nostru Anton. Este pentru noi o mulțumire sufletească profundă, pentru că acum avem pe cineva care ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu, de aici, de la noi, păstorul nostru, care se adaugă la ceilalți fericiți ai noștri, sigur, la fericitul Ieremia și la ceilalți fericiți, Vladimir Ghica și ceilalți fericiți care au fost declarați recent aici, în țara noastră. Deci ne privește de sus. Episcopul nostru ne privește de sus și ne bucurăm pentru aceasta. Ca să ne facem și noi curajul, măcar să ne apropiem de urmele Lui, cu care El a știut să împlinească misiunea sa și să-L preamărească pe Dumnezeu, să iubească pe oameni, să iubească demnitatea omului, libertatea sa, valorile credinței, valori care nu pot fi călcate de nimeni în picioare. Asta a fost crezul lui și la aceasta ne cheamă. Ne-am bucurat ca la sărbătoarea de 17 mai să fim susținuți de atâția care au înțeles ce însemnează această sărbătoare. Și a fost o participare minunată. Îi aducem astăzi mulțumiri încă o dată, cum am făcut-o și atunci, tuturor celor care ne-au susținut. După ce am mulțumit lui Dumnezeu, Sfântului Părinte, oaspeților noștri, sigur că am mulțumit autorităților noastre, în altelor noastre autorități centrale și locale, domnului primar și echipa care ne-a ajutat pentru a celebra acest moment. Stimații noștri, iată, prezenți aici, parlamentari, care ne-au însoțit și ne-au ajutat, prezenți și acum. Ne bucurăm că au fost și mulți care au ținut să fie anonimi, dar care s-au arătat fericiți să poată face ca această sărbătoare să rămână întipărită în inimile noastre. Le mulțumim tuturora și am ținut în această seară să aduc mulțumiri particulare celor care au lucrat pentru cauza episcopului nostru, sigur, postulatorul general Părintele Iacovici, postulatorul de aici ajutor Părintele Fabian, dar și cei care au lucrat în cadrul episcopiei noastre, coordonați de Preasfințitul Aurel, în toate oficiile le suntem recunoscători. Și sigur că am inclus aici seminarul nostru și includem seminarul nostru, seminariștii noștri și toți preoții din Iași, călugări și călugăriți. Dar am ținut să mai aducem aici încă un omagiu particular persoanelor care au făcut posibilă transmiterea acestor momente, mass media noastră, sigur, ziarele noastre, care au făcut o muncă deosebită de celor care le conduc aceste ziare, dar mai ales televiziunea și radioul Iași. Iată că avem aici prezente conducerea cele două directoare ale televiziunii și ale radioului, doamna Carmen Olaru, directorul TVR Iași, doamna Claudia Căcăvărăzileanu, manager Radio Iași, și sigur că cei care s-au adăugat și au stat alături,
pentru această transmitere a mesajului lui Anton Turcovici. Vă mulțumim, dumneavoastră, care reprezentați astăzi aici televiziunea și radio. Sigur că avem și pe domnul Bogdan Nicolau, care se ocupă de aceste transmisiuni preluate și de la biserica noastră, Radio Iași. Mă bucur să spun că unul dintre acele documentare pregătite de televiziunea noastră a fost recent premiat. Astăzi a avut loc o asemenea conferință de presă și ne-am bucurat să auzim cum doamna Oana Lazar, producând acest reportaj, acest documentar de suflet, a fost premiată la București. Un lucru care ne-a îmbucurat pe noi, a îmbucurat televiziunea. Sigur că dumnealor, noi le-am pregătit și un mic semn de prețuire pe care îl vor primi la cancelarea noastră episcopală după această celebrare. Până atunci, noi le mulțumim din inimă și mulțumim și tuturor celorlalți care, sigur că s-au adăugat la această muncă frumoasă de pregătire a sărbătorii noastre, corurilor noastre care ne-au încântat și atunci și acum și care merg mai departe. Și ne bucurăm să spunem mulțumesc și tuturor celor care sunt uniți cu noi și astăzi prin intermediul internetului și prin undele radioului Maria, care sigur că împărtășesc cu noi aceeași mare bucurie. Și acum, la sfârșit, o să rog un părinte diacon care este aici de servici, ca după ce vom oferi noi binecuvântarea, să ofere tuturor credincioșilor care doresc această posibilitate să sărute această relicvie, acest dar, acest testament pe care îl avem de la episcop din iubirea lui, care rămâne cu noi ca o chemare continuă. Acum ne ridicăm în picioare, mulțumindu-Lui Dumnezeu și invocând binecuvântarea asupra noastră prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a fericitului nostru Anton Turcovici. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Este în numele Domnului, care a pus cerul și pământul. Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a fericitului episcop Anton Turcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.